Eu acum, sincer, cu tine nu mai vorbesc din bunătatea mea de om. Vorbesc din frustrări. Știu că nu e ok. Păi ok, dar... Dar în același timp mă gândesc că poate ai putea să mă înțelegi. Nu știu, dacă eu îți făceam aceeași chestie, nici tu poate nu gândeai la fel de lucid cum gândești acum. Dar eu nu am zis că nu te înțeleg sau că dacă aș fi în situația ta, eu nu aș reacționa așa. Bine, poate mult mai calculată și cu grijă ce spun și ce fac. Asta da. Dar da, se pare că eu sunt mai nebunatic. Oarecum ești de înțeles și... Nu are rost să dezbatem aceleași subiecte care le-am vorbit de 100 de ori. Mm-hmm. Da, în fine, da, pur și simplu, nu știu, nu, nici nu știu dacă își are rost date-ul ăsta. Bine, în primul da. Rând, din partea ta nu a venit ceva frumos, ceva, evitând, bă, ceva să mă seducă oarecum. Când? Tu ai cu date-ul ăsta, cu invitația asta. Ești tu spunându-le în glumă, eu o iau ca și cum tu n-ai ceva de făcut, să te folosești de mine. Și eu dacă aud asta și îmi dă de înțeles persoana respectivă, asta îmi nebunesc. Nu e vorba de asta. Poate nu știu, mă exprim eu aiurea și o dau în glumă și tu nu mai știi ce să înțelegi din toată situația asta. Doar că atunci am simțit momentul potrivit să aduc în discuție subiectul date. A. Nu știu dacă am ales păi da, dar poți să-l aduci frumos, subiectul. Adică să fie rotunjit, dulce, plăpând, nu trebuie să fie falsă. Nu m-aș vedea făcând altceva pe partea de carieră. Îmi place foarte da? Mult. Da? De cât timp faci treaba asta? Nu fac de foarte mult timp, am un an jumate, dar eu am cochetat cu muzica de când eram mică și na, sunt oarecum în elementul meu. Ai mei... un an jumate faci? Uh-huh. A, da? Da. De ce aveam impresia că faci asta? De... Eu muzica fac de mică, fac de la 6 ani, am făcut pian, vioară. La evenimente mergi doar? La evenimente merg, da, de un an jumate, cam așa. Păi ei mei au formația asta de vreo 20 ceva de ani și tot trăgeau de mine când eram mică. Hai Teo. Da? Așa. Și nu voiam, știi, nu voiam deloc. Și după aia mi-am dat seama la un moment dat că, măi, eu am pâinea practic pusă în mână, așa, pe tavă. Și zic, cum să nu fac așa ceva? Și m-am dus și îmi place. De ce, n-ai vrut să faci asta? De ce vrei să faci? La un moment dat, când venise vorba să mă hotărăsc de facultate, voiam ori poliție, ori armată, ori, deci, psihologie, total altceva în afară de muzică. De? Și în ultimele 2 săptămâni, azi nu, eu mă duc la muzică. Și m-am dus la muzică și ușor-ușor s-au legat lucrurile și m-am dus și am început să cânt și la evenimente. Da, e frumos, chiar e mișto așa. Da, e viață frumoasă și... Eu, tocmai de când te-am văzut de prima dată, te-am văzut genul de femeie ce are încredere în ea, așa, știi? Da. De când te-am cunoscut, să zic așa. Și mi-am dat seama de ce ești așa. Mi-ai zis după că te ocup cu asta și mi-am dat seama de ce ai încrederea asta. Ce ți-a zis Robi ceva de Virginia? De Virginia? Uh-huh. Nu. Vă știați? A zis că nu știe sigur ce să facă. A, era nehotărât. Dacă m-a zis atunci, după... Știi că ne-a arătat doamna Andreea materialul ăla când a zis că e bulversat. Ce ați mai vorbit? Bulversat de atunci, după ce a văzut date-ul cu Julia? De că nu știa dacă să mănânce omletă sau papanaș. De ce era bulversat? Nu era după date? Nu vorbeați de date? Știu că a zis ceva în grădină. Am văzut și eu ieri pe conexiune treaba aia, dar nu mai țin minte. A terminat subiectul? Nu, e cald. Ah, chiar e cald acolo. Da. Probabil se referea că nu știa ce să fac cu tine, nu? Păi de ce n-ai ști ce face cu o prietenă? Nu știu, Giulia, întreabă-l pe el. Nu mă interesează nici măcar să aflu că omul ăla minte și când doarme, nu sincer. Ce, nu știu cum doarme Robert cu el în cameră și nu se... Bă, astea și la el. Nu se ia și la el. Robert, cred că doarme primul. Știu părerea lui Robi, e aceeași cu a ta. Și fiind colegi de cameră, eu știu poate ce înflorește Robi și ce nu. Zice el. Eu îți garantez. Vezi că eu, și în momentele când ați fost împreună, și Robi juca prost. Așa. O juca urât. Eu țineam partea și îi spuneam, da. Fă altceva, că nu-i bine ce faci, că fata nu așa. Merită asta. Da. Și eu atunci ți-am ținut partea, în privat ți-am ținut partea, crede-mă. Așa. Nu neapărat aici, bun. În privat, că vorbeam cu el așa mai departe. Așa, da, și acum știu. Vii să îmi spui că ți dau subtilități așa mai departe. Nu, păi subtilitate, că tu ai dat-o, că dacă eu, ok, uite, mă deranjează, nu o să mă mai deranjez eu să zic că asta e părerea ta, dar mi-e ciudă așa că nu mă crezi. Eu nu aș avea de ce dar să nu mint. Te cred orice faci. Ok, atunci, părerea ta. Nu te cred. Uite, hai să facem o comparație. A venit mă, old, băiat frumos,
educat, vorbește și frumos. Și ce nu mi-a plăcut la el? Stai un pic. Stai, lasă-mă să termin, că am de zis. Deci frumos, educat, vorbește frumos, are vocabular, are foarte multe calități. Și tu ai venit cu atitudine că vreau mai mult spaș, vreau mai mult, vreau mai mult, vreau mai mult. Nu. Bun, ok. Și Robi, când a făcut ce a vrut, nu. Tu ai fost tot după el. Deci, ascultă-mă puțin, nu are treabă. Eu nu i-am spus lui Moldo să facă mai mult spaș. Am spus asta când am fost întrebată de ce eu nu fac nimic. Dar nici el nu a făcut. Ți se pare că Moldo a făcut ceva în plus față de mine? Hai să dăm un pic mai... Ți-a plăcut un pic de Moldo vreodată? Da, eu am spus, dar... Și ce te-a făcut pe tine să dai înapoi? Să pui nu a fost o conexiune. Uite, cum a spus și Patrick cu Teodora. Cu toții ne așteptam că ei doi să fie împreună. Teodora e o fată frumoasă, e o fată... Vorbește bine, e glumeață, e pare mai nebunatică stilul ce caută Patrick. Și tot nu a fost, dacă nu e să fie acum, sunt obligată. Tu în viața reală, din afară, dacă vezi orice femeie frumoasă și deșteaptă, ție îți place? Trebuie să fie o chestie, o mai ții minte conexiune. Că eu, la început, când Moldo s-a pronunțat în privința ta, da. Că toată lumea a sărit, că îți place, nu-ți place, am zis, stai să interacționezi un pic, să vadă care e situația, pe urmă să dea un verdict. Dar eu rămân de părerea asta că păi, dacă deși atent întreg, dacă nu exista Robi în viața ta, Moldo era pe placul tău. Nu, păi nu, păi a fost. Și la fel era fix acea situație. Eu îți dau cuvântul meu de onoare. Era acea situație pentru că poate greșesc, ce să zic, dar eu asta îți spun 100%. Pentru că, da, cum mi-ar fi plăcut fără Robi, la fel mi-a plăcut și cu Robi de Moldo. Și cum nu am avut conexiune cu Moldo, fiind Robi aici, și dacă nu era Robi, tot nu aveam conexiune. N-are treabă Robi. N-am luat parte la discuțiile voastre, gen să văd cum sunteți voi așa, unul în preajma celuilalt. Că n-am, eu de obicei când veneam aici, eu plecam la băieți, știi? Adică de-aia am zis că nu puteam să-mi dau foarte mult cu părerea despre voi, că nu știam exact. Bine, că ce nu contează zic. Părerea despre noi. Pe mine m-a interesat că... M-am simțit mai în largul meu când am murit cu tine luni marți. Da, și au fost o conversație. Nu e ca și cum au fost conversații voite. Da. Mă refer că nu ai venit special la mine sau am venit special la tine. Da, exact. În momentul contextul. Ăla, e contextul, da. Da. Pe lângă faptul că am văzut și când ai intrat în casă, oarecum eram comod așa, știi, vorbind cu tine. N-ai ce fost tu așa ok după că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar... M-am obișnuit, stai liniștit, Moldo, eu sunt obișnuit în situații din astea. E acomodat mai bine. Nu, sunt foarte nașpa, dar ce poți să zic? Ce ești nașpa, la ce te referi? În situațiile astea, gen cu triouri, cu de-astea, la asta... Asta e că nu există niciun trio. Acum nu, dar așa, când eram pusă și în ipostaze din astea, ba, eu cu nu știu care și cu încă cineva pe cadru, eu cu... Deci mereu am fost așa. A, te referi... Și cu Gage, și cu Patrick, și cu tine, la un moment dat zic, nu cred. Te referi că n-ai fost niciodată doar cu... Da, doar eu și cineva, atât. Da, păi cam așa e, dacă stai să iei logic. Când a fost vorba de Patrick, am fost eu, Alexandra, Patrick, Gagea, mie nu că am avut eu ceva cu Gagea, dar ideea în sine, eu, Gagea, Alexandra. Și sunt sigur că o să se mai continui. Uite, de exemplu, mai sunt bești ce vor să te cunoască în casă. Dar n-are nicio deci treabă, exclude puțin din ecuație. Nu are legătură. Eu pe Moldo, uite, afară, dacă îl întâlneam, nu exista Robi în viața mea și așa era la fel. Am mai întâlnit băieți frumoși, deci dacă nu e chestia aia, ce vrei? Crezi că Robi mai are ceva pentru tine? Robi? Da. Robi o să aibă mereu ceva, eu nu. Măi. Deci Robi mereu o să aibă ceva, dar tu nu. Da. O să aibă ceva ce, ca pe vreo femeie de calitate? Și de ce? Pentru că... Nu, exact. Înțeleg, da. Zi de ce. Păi înțelegi, nu, e urât să spun asta. Oare cum înțeleg ce vrei să zici? Că el dar tu de ce nu? Ar avea ce, eu nu. Ok, și tu de ce nu? Păi ce? Păi... Datorită sentimentelor care au fost din partea ta către el. Nu, păi alea s-au dus. Păi nu se și duc din așa, partea stai lui. Un pic, că nu suntem pe apă. Ba da, păi de cât timp nu mai am... Ce s-a dus din partea mea? Ideea e că el... Ce s-a dus din partea mea? Nu. Ce a zis că s-a dus din partea mea? Vreau și un par cu apă, te rog. Deci am ajuns să-ți dau și apa mea. Dar nu vreau să zic de față cu tine. Am ajuns să-ți dau și apa mea. Am o zi, vorbește. Deci, eu nu spun că el... regretă ca și sentimente. Nu, nu mai există din nicio parte. Dar poate regretă, bă, uite că a avut anumite calități. Eu la el ce calități am el, eu mai găsesc. Ce calități am eu, el nu prea nu mai găsește. Ai înțeles? Na, ce faci?
Păi nu, dar tu adică, tot interpretai, deci când, mă simțeam uite, bine, eram comodă. Când mă gândesc că ai auzit, că de ce nu ne-am înțeles, că ai fost posesivă, că... Păi eu cum... Eu am spus că tu ai fost posesivă. Altul. Unde trăim acum? Stai, că n-am înțeles. Ce, eu am fost dar posesiv? Eu am spus asta despre mine. Da, păi și dacă, dacă tu ai auzit de la mine că nu-mi plac anumite chestii, că e posesivă, că e așa, că e așa, că e așa, și tot tu auzind de la mine, bă, dacă ai venit aici pentru mine, de ce te bagi în discuții? Nu trebuie să te bagi în discuții. Tu nu ai ținut cont. Acum ne reproșăm, nu facem bine, dar facem un rezumat la tot ca să nu mai ajungem să ne aruncăm jigniri, etc. Dar noi știm rezumatul ăsta. Eu vreau să vorbesc un pic acum. Înțelegi? Tu nu ai ținut cont de nimic din ceea ce ți-am spus eu. Părerea mea că când, că virgulă, când dorești să ai ceva cu cineva, anumite chestii ar trebui să le bagi la cap.